De exemplu, avem o izolație fibro-lemnoasă pentru acoperișuri, se numește multiplex top, care este omogenă, are o densitate de 200 kg pe metru cub, foarte importantă densitatea, pentru că se folosește la acoperișuri stratate cu parafină, are profil nude feather pentru îmbinare și are grosim doar de la 18 la 25 de 35 mm, deci grosim mici, două categorii numai. Asta înseamnă că singură nu poate lucra pentru o izolare exterioară. Dar vine, de exemplu, la pachet cu izolația fibro-lemnoasă pentru acoperișuri, care este gutex ultra-term, omogenă, densitate tot așa mare, 180, tot tratată cu parafină, pentru că poate să fie și ea finală, fără să mai aibă ceva pe ea. Profilă nude feather pentru îmbinare sunt foarte bune, pentru că nu mai sunt pierderi la îmbinări. Grosim de la 50 la 160 de milimetri. Pot să spun că se mai pot și combina grosimile dacă e cazul. După aceea avem o izolație, arată cum sunt ele, plăci. Izolația fibro-lemnoasă, de general, este un gutex termosafe homogen, se numește, și este tot pentru izolarea acoperișilor, sub plăcile ultra-term sau multiplex top. Se pot face combinații între termosafe homogen și multiplex top sau ultra-term multiplex top. Grosimile, tot așa, sunt generoase, de la 40 până la 240. Apoi vine în prezentarea mea o izolație fibro-lemnoasă flexibilă, care se numește Gutex Thermoflex. Și ea este foarte prietenoasă cu noi, fiindcă odată este omogenă, de urmă are o densitate de 50 kg pe metru cub, sigur mult mai mică, dar este flexibilă, o putem modela un la. Și ea are multiple recomandări pentru izolația tavanelor, izolația acoperișorului între căprioare.